Vă salut, vă salut pe toată lumea, salut toată comunitatea, salut pe toți șacalii și salut și pe cei care s-au abonat mai de curând la canalul meu de YouTube. Iar au ce să vadă, poate să urmărească, vorbesc despre cei care s-au abonat mai de curând, să urmărească și celelalte vloguri, live-uri care eu le-am postat de la început de când fac YouTube. Băi, fraților, sunt așa de mândru și așa de bucuros de lucrurile astea frumoase, mai ales de zona asta frumoasă aici, la Plaiul Foii, de să reție toată lumea la Plaiul Foii, unde vezi numai lucruri de bază, numai chiar de bază de aici. Stau așa și mă gândesc, mi-aduc aminte din trecut, de ani de zile, de mulți, când eram arestat, eram pe la izolare, eram pe la restrictivă, eram vai și amar de capul meu, cred, și am mai spus la asta în live-urile, în vlogurile mele, nu cred, dar am impresia că am avut și o depresie așa în anumite tipuri de detenție, vorbesc de tipurile de detenție, pentru că suferința de acolo, locurile strânse, fiind la restrictivă, fără televizor în cameră, fără priză în cameră, fără multe lucruri și fără drepturile legale care erau la pușcărie, am căzut așa într-o depresie. Niciodată nu m-am gândit, dar asta vă spun că sunt foarte, foarte bucuros așa și sunt și foarte mândru de realizările mele, dar niciodată nu m-am gândit că o să vă fac vloguri, că o să fac YouTube, că o să am o comunitate așa frumoasă, că o să am niște oameni frumoși și respectoși alături de mine și foarte, foarte mulți prieteni care eu i-am cunoscut prin intermediul YouTube-ului, prin intermediul online-ul ăsta. Și acum fac o diferență așa, de ani din urmă, de ani, ian mulți de când povestesc lucrul ăsta, ani de restrictivă, de închisoare și de viața frumoasă, de libertatea asta frumoasă și de lucrurile astea frumoase care eu trec acum printre ele. Niciodată nu visam ca eu să ajung să vizitez niște lucruri așa frumoase și așa de naturale, rustice. Dar uitați că bunăvoința mea și gândirea mea de a mă îndrepta, de a fi un alt om mai bun, care nu vreau să mai am, n-am vrut să mai am și nu vreau să mai am de-a face cu infracțiunile. Ce dracu, mă, am emoții? Am emoții, că știu ce spun acum. Nu mai am de-a face cu infracțiunile. Nu mai vreau să fac infracțiuni. Vreau să-mi trăiesc viața liniștit, vreau să-mi trăiesc viața frumos și chiar spun și repet, pentru că trebuie să știe lumea, eu urmez acum, am început un nou proiect și chiar îmi doresc să promovez lucrurile astea frumoase din România, pârâiașele astea, munții ăștia frumoși, toate pădurile astea care sunt la noi în România și de asta am spus mereu și repet, ca fiecare dintre noi să aibă o gândire așa pozitivă, și ar putea într-un weekend, într-un concediu, să vie să viziteze lucrurile astea frumoase de la Plaiul Foiu de aici, din Brașov, unde chiar ai ce vedea și chiar se merită să ieși din monotonia asta de ba cu munca, ba cu rutina asta de oraș, de lucrurile astea. Pentru că aici chiar te relaxezi, chiar îți petreci niște clipe foarte, foarte frumoase. Uitați și voi cât de frumos este să stai în fârâul ăsta. Când mă gândeam eu vreodată la restrictivă, să stai eu la izolare, încătușat cu dubele alea pe la cușetă, mă gândeam eu vreodată că o să ajung să fac vloguri, să fac live-uri pentru voi, să am o comunitate așa frumoasă, de oameni frumoși și respectoși. Niciodată nu m-am gândit la lucrurile astea, și sunt foarte bucuros și sunt foarte mândru de mine, să spun așa, pentru ceea ce am putut să realizez după ce m-am eliberat. Deja trecem, mă luăm spre 7 ani încolo așa de libertate și vedeți destul de bine că eu m-am schimbat foarte, foarte mult, viața mi-am schimbat-o și pe zi ce trece eu merg și evoluez numai în bine. Asta îmi doresc cel mai mult de la viața asta, să fiu sănătos, să am aceiași oameni respectoși alături de mine, în comunitate. Îmi doresc să vină și alți oameni tot la fel de respectoși și tot la fel de buni, cum sunt și cei
din prezent, din comunitate, pentru că chiar am nevoie de prieteni de ăștia și v-am spus mereu, puteți să-mi lăsați mesaje, puteți să îmi lăsați mesaje și pe YouTube, puteți să-mi lăsați mesaje și în privat. Am spus de atâtea ori Facebook-ul meu, Laurențiu Mihai, mă puteți contacta și mă puteți găsi pe Facebook și eu vă accept cererile de prietenie și acolo purtăm diverse discuții legate despre viața, toată viața mea, că v-am spus, am să povestesc toată viața mea, avem multe lucruri de povestit, chiar din pușcărie, chiar din ordinea interioară, dar vom povesti și din libertatea asta frumoasă, din locurile astea frumoase, din lucrurile astea frumoase. Să merită să știe toată lumea despre locurile astea, că am văzut acolo, m-am zis, e ursul. Asta ne mai lipsa, să fie ursul. Nu e ursul, e șacalul. E șacalul, face baie în pârâu. Mai face și spirit de gol. Băi, încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor care mi-ați urat la mulți ani ieri de ziua mea. Chiar ați dat dovadă de niște oameni curați, de niște oameni frumoși și respectoși. Vă mulțumesc în tot sufletul meu pentru toate urările și pentru toate mesajele frumoase și de bine care voi mi le-ați dat ieri de ziua mea. Am făcut 49 de arginți. Orți așa cali! Orți înainte! Mergem înainte cu planurile de viitor. V-am zis că în prezent, acum, momentan, lucrez, am un plan de viitor, un plan frumos, care voi, v-am spus și în live-ul care l-am făcut, care vreți să luați legătura cu mine, care vreți să stați la Casa Șacalului două zile, trei zile, o noapte, o zi, să stăm de vorbă, să ne găsim, să discutăm, să râdem, să facem un grătar, să facem un șpriț, să ne bucurăm de viață, mă puteți contacta în privat și acolo am să vă dau mai multe detalii. Băi, eu vă doresc o zi bună la toată lumea, multă sănătate și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalu, într-un număr cât mai mare, fie fete, fie băieți, iar puștii ăștia de ziua de astăzi, luați aminte ce vă spun eu, băi. Lăsați anturajele nocive, mergem la școală, formați-vă o meserie, indiferent care este ea, și bucurați-vă de viața asta frumoasă, băi. Alegeți-vă și intrați numai în grupuri de oameni frumoși, de oameni care vor să evolueze, de oameni care vor să fie bine, de oameni liniștiți și de oameni respectoși. Nu vă drogați, nu faceți infracțiuni, nu faceți ceea ce am făcut în trecut. Mi-am dat seama, mi-am dat târziu, dar era prea târziu să mai pot retușa ceva la mine. În moment ce eram arestat, gândul meu era doar să mă liberez, să-mi trăiesc o altă viață frumoasă, cu toate că îmi făcuse niște planuri, atât timp cât am fost arestat, îmi făcuse niște planuri frumoase de viitor, dar impactul cu libertatea m-a făcut să gândesc mult mai mult, mult mai bine și mult mai înspre lucruri curate și frumoase și naturale. De asta spun la puși ăștia de ziua de azi, fiți cuminți, nu faceți ce am făcut eu, vedeți-vă de treaba voastră și indiferent dacă ajungeți într-un anturaj de ăsta nociv, părerea mea este anunțați orice membru din familia voastră pentru că el vă poate scoate de acolo și el vă poate sprijini. Prieteniile sunt ca piftiile, nu știu cât de mult înțelege lucrul ăsta. S-a tot fi piftia, s-a dus prietenia. Așa că iubiți-vă familia, iubiți-vă părinții, vă iubiți-vă bunicii, iubiți natura, iubiți locurile astea frumoase și ascultați și vă spun eu, veniți măcar o dată într-un an, măcar o dată într-un an, treceți pe la Plaiul Foii să vedeți locuri frumoase, să vedeți natura asta frumoasă, să vedeți cât de pozitiv vă încarcă și cât de chef de viață aveți după ce treceți și vizitați locurile astea frumoase. Păi, mă încărcați de energie. Ia uite, mă țeapă de aici. Bă, șacalul, mă! M-a luat căldurile, mă. Băi, vă doresc o zi bună la toată lumea, multă sănătate și încă o dată, repet, mulțumesc tuturor care mi-ați dat mesaje ieri de ziua mea, mesaje frumoase cu la mulți ani. La mulți ani și vouă, multă sănătate și ne auzim în continuare și în viitor cu alte vloguri, cu alte live-uri sincere și adevărate, așa cum v-am obișnuit eu de la început. Și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag, și fete și băieți. Orța Șacalii!